Sărbătoarea națională, limba noastră, cea română, a fost marcată cu mult fast la Nisporeni. Evenimentele au început cu depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt și cel al poetului Mihai Eminescu. Ulterior, sărbătoarea a continuat în incinta Casei Naționale. Autoritățile locale au vorbit despre importanța acestei zile. Ce poate fi mai dubios, mai dulce decât limba mamei? Bogăția unui neam este limba, credința, iar cine luptă pentru aceste valori, chiar dacă luptă singur, este de neînvins. Limba națională nu este doar un mijloc de comunicare, este și un simbol, este un element de unicitate în comparație cu celelalte popoare europene sau chiar din întreaga lume. Limba mea de acasă, răsărită în suflet de almanii când Nicolae Costencu în aceste fraze a spus tot ce a fost mai sfânt. A vorbit despre patrie, despre neam, despre mamă, de aceea noi fiind prezenți astăzi aici, a cei care nu au avut posibilitate, suntem obligați să transmitem acest mesaj de păstrare a tradiției noastre, a neamului nostru, a ceea ce se numește neam strămoșesc. Faptul că astăzi suntem cu toți împreună și ne putem exprima liber, putem discuta liber, nu ne scoatem mulți pentru o frază sau pentru o opinie, o părere, este o chestiune destul de mare. O să trească timpul și, practică, o să ne judece istoria, ce-am făcut frumos, ce-am făcut urât, ce-am reușit, ce n-am reușit. A urmat un recital de muzică și poezie prezentată de copiii de la grădinițe. Mă numesc Adelina și mai există o poezie care se numește Frumoasă limba noastră și este scrisă de Grigore Priet. Pe ramul verde tace o pasăre măioastră, cu drag și cu mirare ascultă limba noastră, dar spune și cuvinte în cântă la fereastră, iar luaște-o bine din limba sfântă noastră. Eu mă numesc Gocea Cristina și voi recita o poezie care se numește Nu uita, scrisă de scriitorul Grigore Vieru. Măi copile, nu uita, vorba noastră înțeleagă, fie dragă limba ta, e cea ta cea dreaptă. Măi copile, nu uita, vorba cea folositoare, să muncești limba ta ca binele în floare. Măi copile, nu uita, ce te-nvață râul ramă, de întreagă limba ta, e întreagă atunci și neamă. Limba noastră se sărbătorește anual în data de 31 august, începând cu anul 1989, când a fost introdus alfabetul latin. De atunci, această zi este marcată drept sărbătoare națională.